Atât mai vorbesc și eu despre acest subiect. Vă spuneam încă de astăzi, de când am aflat că vor fi live, că nu cred că este cazul ca să intrăm pe live și să ne spunem muful, pentru că oricum nu ar conta și nu ar face decât să vă faceți tot dumneavoastră un rău. O înjurătură spusă, întoarsă de fapt, este tot o înjurătură, indiferent dacă cel din fața noastră a înjurat primul, nu se întoarce niciodată în sens negativ. Dar așa ca idee, pentru că am văzut că sunt, eu am cel puțin aici la noi câteva persoane pe care le citesc cu drag, dar care acum susțin Mihai și Hatice și le-am văzut destul de ofensate de faptul că au fost foarte multe injurii, aș vrea să le reamintesc acestor persoane că valul de hate nu a pornit acum de la Roberto, cumva s-a umplut paharul acum. Amintiți-vă că comportamentul acesta pe care l-are Hatice acum l-a avut încă de când a intrat în casa Mireasa. Și a început, cred că prima victimă a fost Irina, apoi a mai continuat așa, mai subtil, cu restul fetelor din casă, cumva toate știau că sunt la respect. Mai țineți minte și când a intrat Maria și a întrebat-o, cine mi-a zis, mă, mie să fac curaj? Și a zis, cu cine vorbești tu, cu mă? Mai avea un pic și sărea peste masă la ea. Același comportament l-a avut și cu Simona. Nu mai vorbim despre cum i s-a vorbit lui Andrei, de faptul că este un milou, că miorlă. Mai țineți minte săptămâna trecută? Au fost ore întregi de scandal, de injurii și de jigniri la adresa unui copil care efectiv nu a greșit cu nimic, doar pentru simplu fapt că o deranja pe ea vizual și o deranja faptul că își povestește viața sau mă știu ce. Mai țineți minte câte umilințe a suportat Andrei în competiția asta de la Hatice în mod personal, iar apoi a fost și Alex, a fost și Mihai. Și mă repet, nu sunt doar ei. Chiar și Cătălina a plâns o zi întreagă atunci cu lista de cumpărături, când i s-a atras atenția că își comandă prea multe și cumva nu-i mai rămâne bani de mâncare, dar nu că i s-a spus, modul în care i s-a vorbit a deranjat-o pe Cătălina. Cu Sabrina, la fel, au fost, chiar și săptămâna trecută, când mi se spunea Sabrinei și lui Dima că ei sunt falși și cum i-au mai făcut, mai țineți minte în ce fel se vorbeau, în ce fel se refereau la ei, deci nu cred că a fost concurent în casă să nu fie judecat, să nu fie bajocorul, să nu fie umilit, să nu îi se vorbească pe un ton extrem de agresiv de către Hatice în mod direct. Antonio, mai țineți minte faza cu Antonio? I-a spus măta și cu soarta. Iar cu Roberto, acesta nu a fost primul conflict direct. L-au mai avut și atunci, imediat când Roberto a dat acel vot către Mihai, gândindu-se că Mihai nu ar avea cum să iasă din casa Mireasa. Și cum, da, el era clar că are o prietenie strânsă cu Hatice și cu Mihai și el a crezut că în prietenia asta lor nu o să se supere niciodată Mihai și va fi un vot nul și aia e, scapă să nu-l judece alții. Cu Zain, la fel, mi s-a vorbit într-un mod foarte, foarte urât, deși băiatul ăla aproape cu sărumână a vorbit cu ei. Mai țineți minte că a dorit și un parfum cadou Hatice. Adică, asta vă spuneam, valul acesta de hate al oamenilor care au comentat pe live-ul de astăzi nu vine datorită task-ului de ieri al altăieri. Sunt 2 luni jumătate de când asistăm la o mahala, la niște discuții pe un ton extrem de agresiv cu restul concurenților din casă, iar noi trebuie să ne uităm și să aplaudăm că, vezi, Doamne, este asumată. Dacă înjuri, dacă umilești oameni, nu înseamnă că ești asumat.
Este cel mai mare păcat să umilești un om, mai ales și vinovat fiind, că nu ai tu niciun drept să judeci pe nimeni. Dar nu mai vorbim de faptul că este nevinovat sau că pur și simplu ți se pune ție pata să-l umilești și să-l jignești în ultimul hal. Țineți minte că și cu Dani a avut contra atunci când era în tatonarea aceea cu Denisa și l-acuza Irina că ar fi vrut să o sărute pe Denisa. Mai țineți minte. Deci dacă stăm să le luăm pe toate și să le punem cap la cap, o să vă dați seama că valul acesta de hate nu vine de acum. Și cumva, pe zi ce trece, picătură cu picătură, s-a umplut paharul. Și, sincer vorbind, sunt copii, eu cunosc la noi aici, cel puțin 2-3 domnișoare, care au până 19 ani. Nu cred că este un exemplu pozitiv pentru ele să asiste la o astfel de mascarat. Încă ceva. Am văzut foarte multe comentarii cum că o să votați din ură și din ciudă și că o să-i puneți pe primele locuri și așa mai departe. Aveți senzația că faceți rău cuiva? Nu nouă ne goliți buzunarele. Dumneavoastră votați din banii dumneavoastră. Vă pierdeți timpul dumneavoastră să aveți, nu știu, o chestie din... Adică cui îi faceți în ciudă? Celor care nu îi plac pe ei și puneți în top, ok, nu îi luăm noi. Mie nu-mi plac pentru că nu sunt un exemplu de oameni care ar trebui să apară la televizor într-o astfel de emisiune. Dacă această emisiune avea un alt format, nu aș fi avut nicio problemă. Dar acest format ar trebui să promoveze dragostea, iubirea, caractere frumoase, educație, familie, părinți, copii, bunici, nu mahalaua, despre asta vorbim. Îmi doresc ca atunci când, nu știu, un copil, pentru că este o emisiune difuzată la o oră destul de ok pentru oricine, când un copil dă cu butonează telecomanda și ajunge la o astfel de emisiune, să vadă o poveste de iubire, să vadă părinți care își ajută copiii, care îi sfătuiesc, care, nu știu, copiii care vin către părinți și le cer un sfat și le spune o problemă, iar părinții îi ajută și așa mai departe. Exemple care sunt pozitive și care pot fi urmate și în familiile noastre. Nu mahala, nu circ, nu o isterie, că nici la grădina zoologică nu vezi așa ceva. Nu o isterie de genul ăsta cu injurii, cu umilință, cu bătaie de joc. Eu am văzut, vă spuneam, Andrei, cel puțin din punctul meu de vedere, ar putea să facă măcel dacă ar vrea, credeți-mă. La câte injurii și câte umilințe i s-a adus lui Andrei, el dacă ar vrea, chiar ar putea să facă niște lucruri și nu așa la televizor, în instanță, cu Alex, cu Hatice, cu Mihai, cu cine l-au mai umilit, pentru că sunt o vezi clare la televizor despre ce vorbim. Despre asta este vorba. Am văzut minute întregi, eu v-am spus, nu m-am uitat, cred că 5 minute adunate, așa am dat și am ieșit. Și cu cei care ne urmăresc aici, i-am rugat să nu intre pe live pentru că nu are rost să-și consume energia și sufletul, pentru că nu are sens, tocmai despre asta este vorba. Și m-am uitat după și am văzut minute întregi în care oamenii scriau felicitări Roberto. Felicitări Andrei, felicitări Zein, felicitări Antonio. Se refereau la oamenii umiliți de către Hatice și de către Mihai. Despre ei este vorba. Datorită lor, oamenilor de acerul, li s-a umplut paharul efectiv și au avut acele comentarii. Nu sunt ok, clar nu sunt ok, dar na. Ați văzut răspunsuri la toate acele lucruri? O să faceți infart mâine când o să ne vedeți în top. Păi așa? Serios? De ce am face noi infart că ești tu în top? În care top ești?
că în topul meu cu siguranță nu ești și nici în topul miilor, 10.000 de oameni au fost pe acel live, dintre care 9.000 au fost contra voastră, în topul lor nu sunteți și nu o să fiți niciodată. Iar dacă faceți aroganțe, dumneavoastră cei care susține și vreți să-i mențineți acolo în top, să știți că nu îi corijați comportamentul lui niciun fel așa. Și nu faceți aroganțe nici pe banii noștri, nici pe nervii noștri. Pentru că noi putem, uite, să ne detașăm atunci când ei apar, să nu ne mai uităm, să mutăm, că avem 3 canale. Avem antena Stars, avem 2 canale de antena Play plus Mireasa, adică chiar ne găsim ce să facem. Dar aroganțele sunt pe banii și pe timpul dumneavoastră. Încă ceva vă mai spun și gata. Cred că atunci când eram copii și greșeam, părinții noștri niciodată nu ne premiau, nu ne cumpărau cadouri sau ne felicitau în fața întregului popor. Ba, dimpotrivă. Întotdeauna aveau vorbele la ei și cumva prin vorba lor aspră, dură și prin faptele lor și prin comportamentul lor, noi ne rușineam atât de tare și înțelegeam atât de corect greșeala pe care am făcut-o, încât a doua oară nu mai repetam. Poate ar trebui să vă gândiți un pic la asta și să vă gândiți cam cum ați putea dumneavoastră să corijați comportamentul acestor doi tineri, dacă vă doriți asta. Dacă nu, puneți-i în top acolo. Data viitoare, când vă întâlniți cu ei pe stradă, vă dă una în cap și vă bagă și sub mașină. Pentru că pot, pentru că au putere și că oamenii i-au făcut să creadă că pot face orice și că ei pot umili, distruge, în fine, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să zic.